Salut prieteni, numele meu este Marian. Am să vă arăt cum configurați o telecomandă Samsung pe un Apple TV. Despre ce vreau să vorbesc? Dacă cineva ți va vinde sau nu vei mai găsi telecomanda al produsului pe care l-ai achiziționat, adică exact cum v-am arătat în poza de ca dispozitivul Apple TV, ce avem de făcut? Noi ne imaginăm că nu avem telecomanda, dar acum nu am cum să vă arăt cum configurăm de la bun început. Eu am configurat, adică am intrat în meniu cu ajutorul telefonului iPhone, am intrat în setări, iar eu acum am să vă arăt. Noi acum ne imaginăm că nu avem telecomanda în mână. Ne imaginăm doar că avem un telefon în mână, folosim aplicația Apple Remove sau cum se spune. Intrăm în setări, ne ducem la telecomenzi și dispozitive. După cum se vede, deja am o telecomandă care se numește telecomandă Smart TV, dat denumirea de mine, pentru că la un moment dat te va pune să dai o denumire la telecomanda care îl creezi. Iar eu acum am o telecomandă, exact cum v-am spus, uitați, redenumește telecomanda, configurarea butoanelor, așa configurați butoanele de redare, ștergere sau anularea telecomenzii. Noi dăm anulare pentru că deja avem telecomandă. Cum vom face acești pași? Haideți întâi, mai exact vreau să vă spun, deja am telecomanda Samsung configurat pentru televizor. De fapt, telecomanda acum e funcționabil foarte perfect și la Apple TV. Deci nu mai are treabă cu televizorul. Deloc. Eu o să intru la Enter, aici setting, vedeți? Am configurat. Cum facem toate acestea? Ne ducem la programare telecomandă, Start, și ne pune să configurăm. Vedeți? De exemplu, dacă e cu săgeat în sus, ținem apăsat. Săgeată sus. După aia ne punem la săgeată jos. Dăm cu săgeată jos. Deci facem comenzile exact care ne arată în imagine, că altfel ne vom încurca. Nu băgăm alte butoane. Vedeți? Ținem apăsat până și face el toată cursa de linie. Select. Îi dăm Enter, pentru că cu acesta îi facem selectare. Dacă e butonul meniu, apăsăm butonul meniu. Ținem apăsat chiar dacă... Noi acum dăm exit pentru că ne-a apărut acestea. Lăsăm așa personalizat, da? Pentru că acum n-am cum să-i dau denumire. Eu în momentul de față folosesc telefonul pentru filmare. Da? Configurarea butonului de redare. Acum ne vom pune să ne ducem la subsolul telecomenzii, la baza telecomenzii. Dăm pe play. Ținem apăsat. Acum îi dăm pe pauză. Ținem apăsat. Îi dăm butonul stop. Ținem apăsat. Deci este foarte simplu pentru a configura o telecomandă. Indiferent de televizorul pe care îl ai, nu neapărat să fie Samsung. Deci atenție! Poți să ai Hitachi, Bosch, Sony, Philips, orice. Ne ducem aici și dăm butonul înapoi. Aici dăm exit, pentru că nu avem funcția de a da înainte sau înapoi. Dăm exit. Și gata. Telecomanda este, uitați, vezi, personalizată. Ne ducem la personalizat acum. Și această telecomandă acum merge toate funcțiile. Haideți să facem să vedeți cum merge. Ne apăsăm butonul meniu ca să intrăm în ecranul principal. Vedeți? Este foarte simplu. Acum umblăm cu săgețile. Dacă vreau, de exemplu, să mă duc la Netflix, da? Uitați, ne ducem la Netflix și dăm Enter. Legat de
Cum v-am spus, că nu, dacă vom lua un produs care nu are telecomandă, nu este niciun fel de problemă. Puteți să vă resetați dispozitivul, automat se va identifica în iPhone și vă pune să îl împerecheați. Deci puteți face resetare din fabrică. Îmi cer scuze, puteți face resetare din fabrică chiar dacă nu aveți telecomandă. Se împerechează automat, îl vede automat. O să faceți niște pași care vă pun la un moment dat să vă lipiți, în ghilimele, telefonul de dispozitiv pentru a se împereche. Atât am avut pentru astăzi. O seară minunată. Sper că v-am fost foarte de folos. La revedere!